Bună ziua, dragii noștri! Sunt gazda dumneavoastră, Sorin Luca, și iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unui context frumos, aș spune eu. Este vorba despre ediția cu numărul 27 a Târgului Gaudeamus, organizat de Radio România. O ediție care, știm cu toții, în contextul actual se va desfășura exclusiv online în perioada 16-22 noiembrie pe platforma www.gaudeamus.ro. Astăzi vom vorbi despre o carte în cadrul acestui, hai să-i spunem, eveniment cultural sau lansare de carte. Este vorba despre Pelerinul Rus sau Mărturisirea unui pelerin. O carte aflată la a doua ediție, Mărturisirea plină de har despre căutarea și practica rugăciunii inimii, cel mai iubit text clasic al spiritualității creștine despre rugăciunea lui Isus, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină. Astăzi, alături de noi, este Andreea Tincea, senior editor Herald, coordonatorul colecției Spiritualitate Creștină. Câteva vorbe foarte succint despre această minunată, aș putea spune eu, carte. Acest pelerin rus anonim călătorește de peste 150 de ani prin lume, păstrând aprinsă lumina candelei, numită rugăciunea inimii. Prin povestirile sale depănate mai întâi pe teritoriul Imperiului Țarist și apoi în întreaga lume prin traducerea acestei cărți, vocea lui dezvăluie cu pioasă blândețe tehnicile mentale de respirație, de concentrare interioară și practică neîntreruptă a rugăciunii, așa cum au fost folosite timp de secole în mănăstirile de la Sfântul Munte Athos. Aș începe discuția noastră, Andreea, pentru că tu ești coordonatorul colecției Spiritualitate Creștină. O carte, făcând un soi de analogie, de paralelă, o carte, cel puțin pe mine mă duce gândul, când mă gândesc la această carte, la o altă carte foarte importantă, poate că una dintre cele mai importante și cerute, solicitate cărți din această frumoasă colecție Spiritualitate Creștină. Este vorba despre Muntele Tăcerii a sociologului american de origine cipriotă, Kyriakos Markides, pentru că și acolo, în dialogurile cu Părintele Maximus, se vorbește despre rugăciunea inimii, rugăciunea lui Isus. Și în cadrul evenimentelor în librărie, atunci când ne-au permis condițiile, sau în cadrul unor, eu știu, emisiuni radio sau TV, am discutat despre rugăciunea inimii. De ce este această carte, aflată la a doua ediție, de ce este importantă pentru pasionații, pentru cititorii pasionați de spiritualitate creștină, creștin-ortodoxă, pentru că, iată, am pomenit puțin mai devreme în prezentare despre Muntele Athos. De altfel, în Muntele Tăcerii, da, metafora, ca o metaforă acestui titlu foarte sugestiv, se vorbește despre rugăciunea inimii tot în contextul Muntelui Athos. Deci, iată un lucru care leagă, să spunem, repet, cel puțin din punctul meu de vedere, leagă cele două cărți. De ce recomandăm această carte iubitorilor de spiritualitate creștină? Bună ziua, Sorin! Bună ziua tuturor celor care sunt alături de noi la această lansare de carte online, cu ocazia unei ediții cu un număr atât de avansat al târgului acesta, atât de iubit de români în general, care ajung la București în fiecare toamnă pentru târgul Gaudeamus. Mă bucur că suntem parte din el și că se întâmplă chiar și în aceste condiții și că unul dintre titlurile pe care noi le vom prezenta la această ediție a târgului este o carte dragă sufletelor, efectiv, este genul acela de carte pe care, deschizând-o, simți că și inima ta se încălzește și că începe să capete un nou sens pentru tine ca cititor, căutător, pelerin prin viață, ceea ce înseamnă rugăciunea inimii.
Pentru mine această carte, acum pregătită în a doua ediție, cu o copertă pe care o veți recunoaște că poartă amprenta colecției Spiritualitate Creștină și pe care o veți găsi împreună cu alte titluri din această colecție și alături de Muntele Tăcerii a lui Marchides, așa cum pomeneai și tu. Această carte este genul de carte pe care cei care au simțul aventurii în sensul căutării spirituale, cred că au descoperit-o în viața lor, poate chiar la începutul drumului. Este alături de alte cărți grandioase, din, cum să spun, care se așează în mod natural în drumul călătorilor, căutătorilor de viață spirituală, se așează la începutul drumului. Este acel gen de carte de buzunar pe care poți să-ți imaginezi într-un mod romanțios că dacă ar fi să facem această călătorie spirituală prin viață, așa cum se făcea acum 150 de ani, plecând de acasă, căutând ca în basme un drum către o Meca, către un loc de spiritualitate unde să ți se răspundă la toate întrebările tale despre misterul acestei vieți, ai vrea să o ai cu tine. Este ca un însoțitor. Este ca o carte care te poate alina și dacă nu faci drumul acesta concret pe jos, îl faci cel puțin odată cu pelerinul din această carte și te însoțește în a-ți răspunde la întrebări fundamentale în stilul spiritualității creștine, în legătură cu ceea ce înseamnă practica rugăciunii inimii. Câteva cuvinte despre acest titlu. Aș spune că aș vrea să mai menționez un lucru. Cei care în adolescență, în timpul liceului, deja au intrat în zona literaturii de spiritualitate sau în zona literaturii filozofice sau în zona textelor de înțelepciune, de sacralitate, cu siguranță că au auzit și de această carte. Sau, dacă nu, cu siguranță au auzit de J.D. Salinger, care este unul dintre mari autori ai literaturii universale, pe care în România cel puțin îl studiem începând cu anul întâi de liceu, cu clasa a noua. Și dacă Catcher in the Rye a lui J.D. Salinger este studiat în clasa a noua, cei care ar căuta mai departe ar găsi și un alt roman al lui J.D. Salinger care este dedicat de fapt modului în care rugăciunea inimii poate să transforme viețile unor tineri, viețile unor adolescenți aflați până la urmă, la fel ca orice alt matur, în căutarea unor răspunsuri concrete despre sensul vieții și despre modul în care trăim și cum trăim și încotro ne îndreptăm. Întrebări care de cele mai multe ori, fără să ne dăm seama, au nevoie de un îndrumător la care să putem apela în încercarea de a ne formula singuri după aceea un răspuns. Așa că iată o acroșă culturală pentru cei care nu intră în spiritualitatea, în literatura de spiritualitate, cu siguranță au întâlnit și nu doar la J.D. Salinger, o groază de alte titluri care fac apel la această carte, care o amintesc și la lucrarea plină de har pe care ea o transmite. Deci, cum spuneam, pentru mine, mărturisirea unui pelerin rus a venit cumva la începutul călătoriei, iar acum a fost o bucurie pentru mine să am parte de a lucra pe a doua ediție a acestei cărți, pentru că mi-amintește într-un anume fel de modul în care am început această călătorie în propria viață și în același timp îmi răspunde într-un mod mai profund și îmi reconfirmă lucruri pe care le-am găsit pe drum, aproape ca în călătoria eroului. Vorbim de un text de secol XIX, final de secol XIX, al cărui autor nu este cunoscut, este o carte care nu este semnată de un autor cunoscut. Tot ce se cunoaște despre sursa acestei cărți sunt speculații sau interpretări, mai mult sau mai puțin oficiale. Se știe că ea a fost publicată, Mărturisirea unui pelerin a fost publicată prima oară în 1870, într-o formă care conținea 5 povestiri. Puțin timp după aceea, publicată la Kazan, puțin timp după aceea a apărut o variantă îngrijită, susținută și de prelați ai Bisericii Ortodoxe a Imperiului Țarist. La 1881 este redată prima formulă oficială
care a făcut după aceea În conjurul lumii. Odată cu 1930, cartea a beneficiat de traduceri în multiple limbi și a devenit un bestseller, cum am spune noi astăzi. Ei bine, e un fenomen acest lucru. Întrebarea este cum devine o carte bestseller într-un timp în care, cu siguranță, piața de carte era mult mai puțin dezvoltată, comunicarea despre cărți, dar și puterea de cumpărare a omului de rând în direcția produsului cultural numit carte era mult mai scăzută. Ei, iată că la 1930 această carte a început să devină o oglindă în care foarte mulți dintre noi ajungeau să se uite în încercarea de a găsi răspunsuri, cum spuneam, despre călătoria vieții într-un sens pur spiritual. Mi-am notat câteva lucruri importante despre această carte pe care, pe scurt, aș vrea să le transmit celor care fie vor să facă cadou această carte. Dacă au în preajma lor oameni care cunosc această carte și știu că este una de pus în bibliotecă la rang de cinste, fie celor care au adolescenți care, sau tineri în preajmă care caută răspunsuri într-un sens decriptat, în stilul Bisericii Răsăritene, în stilul isihasmului, în stilul ortodox. Fie că este o carte pe care vrei să ți-o faci cadou în viață pentru că, nu știu, poate ai pierdut-o de-a lungul timpului și ai vrea să o ai acasă, să-ți reamintești de cum ai început călătoria, fie că poate este prima oară când descoperi că există niște cărți destinate specific discuții despre ce înseamnă rugăciunea inimii și cum se practică. Și spun asta pentru că am întâlnit foarte rar în jurul meu figuri bisericești ortodoxe care să te îndrume direct către practica rugăciunii inimii. Aceasta este o practică specifică călugărilor de la Muntele Athos și, într-adevăr, mărturisirea unui pelerin poate să fie poarta de intrare către practica rugăciunii inimii și după aceea vă recomand cu căldură din aceeași colecție toate titlurile semnate de Marchides, pe care am avut iarăși bucuria să le însoțesc și eu în apariție, începând cu Muntele Tăcerii. Cum spuneam, cartea aceasta, Mărturisirea unui pelerin, vorbește în primul rând despre două obiecte de căpătâi pe care figura acestui pelerin rus necunoscut, al cărui nume nu îl aflăm în carte, dar ale cărui povești le descoperim în 7 povestiri de această dată, nu în 5, și asta pentru că între timp în istoria acestei cărți au fost adăugate 2 texte suplimentare, nu se știe cui aparțin, dar ele într-adevăr emulează același stil de povestit și mărturisesc aceeași lucrare, povestind detalii în plus despre cum să-ți apropii această practică spirituală a rugăciunii inimii, pe alocuri, bineînțeles, găsind în ultimele 2 povestiri și o asemănare cu modul în care dialogurile lui Platon au fost redate lumii culturale de astăzi. În orice caz, o călătorie extraordinară de făcut lectura acestei cărți. Ei bine, că pelerinul rus din aceste povești, setat undeva într-un cadru rural de secol 19, povestirile lui amintesc de sudul și centrul Ucrainei, amintesc de Rusia, amintesc de Siberia, el face un drum întreg în căutarea unui duhovnic care să-i răspundă la întrebarea cum se practică rugăciunea neîncetată a inimii. Și reușim să descoperim odată cu el aceste practici extraordinar de simple, dar care nu erau întâlnite la orice pas. Dorința lui de a trăi această stare, în primul rând de a trăi neîncetat în rugăciunea inimii și apoi de a-și răspunde la alte întrebări legate de această practică, îl duc către un duhovnic, îl duc către viața în pustietatea pădurilor rusești, îl duc către a trăi, indiferent cu cine se întâlnea, într-o stare de pietate, într-o stare de simplitate, într-o stare de bunătate și practica a virtuților creștine, așa cum sunt ele redate de Biblie, cartea lui de întărire a credinței, și de Filocalia, îndrumătorul spiritual la care el făcea apel. Acest pelerin rus, această figură universală, acest arhetip care apare în interiorul cărții, pelerinul rus, acest
călător, rătăcitor, fără chip și fără nume, care are un singur obiectiv în minte, de a-și deschide inima către rugăciunea lui Isus, reușește să lucreze cu sine, dar și cu oamenii pe care îi întâlnește, cu două obiecte pe care le poartă alături de el în acest drum, Biblia și Filocalia. Cartea este presărată cu identificări foarte clare a unor citate din Filocalia și din Biblie, în care sunt redate bucăți referitoare la modalitatea în care un om poate să facă această lucrare, să lucreze în interiorul lui. Și cumva este mărturisirea unui pelerin, este, dacă vreți, un ghid prescurtat, în rezumat, al unei călătorii pe care altfel fiecare dintre noi ar fi trebuit să o facă de unul singur, citind Biblia și lucrând cu Filocalia în tandem. Se spune despre această carte că a ajuns în forma pe care și noi astăzi o folosim în ediția a doua, forma din 1881, prin munca lui Teofan Zăvorâtul, care a editat și a dat lumii forma actuală a acestei cărți. Pe scurt, foarte pe scurt, despre câteva repere, despre ce înseamnă partea de lucru energetic, dacă vreți, cu această rugăciune a inimii, pe care în engleză noi o recunoaștem ca fiind Lord Jesus Christ, have mercy on me. În română s-ar traduce Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Varianta românească pe care noi o avem de la Ioan Scărarul este Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Aceasta este rugăciunea inimii, această rugăciune scurtă, cuprinzătoare, care te așează în fața lui Dumnezeu și cu toată pioșenia și cu brațele deschise și cu toate zidurile lăsate jos, cerând până la urmă inimii divine să se așeze și în tine și să lumineze calea, aș spune. Ei bine, câteva repere despre ce face această rugăciune, care într-un mod foarte specific, așa cum e redat în Pelerinul Rus, poate să devină un automatism comportamental. Există o modalitate foarte clar descrisă în carte, prin care, ca și la Muntele Athos, un simplu om, fie că este călugăr sau un laic, un pur și simplu o persoană normală, poate să facă, să folosească mintea sa astfel încât să automatizeze cuvintele acestei rugăciuni și ele să se așeze într-un fel ca un sunet de fundal în mintea lui și să fie în mod constant acolo auzită. Acum, o scurtă paralelă. Dacă aveți în minte imaginea călugărilor budiști care au acele obiecte speciale dedicate rugăciunii, acele obiecte care se învârt și care sunt gravate cu rugăciuni tibetane, e bine, într-un fel și această tehnică folosită de budiști este același lucru. Ei folosesc până la urmă mantre foarte scurte care sunt repetate în continuu, astfel încât mintea lor să se calmeze, să rămână concentrată pe un singur conținut, cât mai scurt, cât mai concentrat și care până la urmă preamărește puterea divinului care trăiește și în noi, reușind astfel să deschidă și alte, hai să spunem, câmpuri ale existenței. Ei bine, și în mărturisirea unui pelerin rus se vorbește de lucrarea liniștii, adică de isihia. Se vorbește despre a vorbi puțin și a încerca să îți liniștești mintea folosind cât mai puține cuvinte care să te perturbe din practica rugăciunii pe care o practici. Se vorbește despre singurătate, ca un al doilea element, despre singurătate ca formă de retragere, ca formă de a-ți oferi detașare față de cele lumești și a deveni în intimitate una cu rugăciunea pe care o practici. Pelerinul nostru rus de cele mai multe ori vorbește în această carte că își dorea mai degrabă să călătorească singur ca să poată să-și facă lucrarea rugăciunii inimii decât să fie însoțit de altcineva pe drum și atunci să fie tras din această practică către alte preocupări ale lumii. Iar cel de-al treilea element despre care se vorbește ca și practică energetică conștientă este pacea minții. Această rugăciune, monologia cât mai prescurtată, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul,
repetată în mod continuu, ajunge să liniștească fuiorul de gânduri al minții și să concentreze, să focalizeze mintea într-un mod în care, într-un anumit moment, toate lucrurile dispar din jur, toate preocupările dispar, omul reușește să se încarce de o putere care îi răspunde înapoi. Momentul tainic în care pelerinul rus reușește să atingă această practică, după ce în carte se povestește cum duhovnicul său l-a îndrumat să repete rugăciunea de mii de ori într-o zi, este un moment extraordinar pentru că povestește într-un mod recunoscutibil despre acele momente de grație pe care foarte rar și noi în viața noastră reușim să le avem, când inima ți este atât de plină de prezența bucuriei de a-L simți pe Dumnezeu în apropierea ta, de a simți harul lui Dumnezeu în viața ta. Se spune în carte că această filocalia, iubire de frumos, devine în cele din urmă aproape confundată cu iubirea de bine. Pentru că inima ți se deschide către a înțelege că totul este perfect așa cum este, că legea prin care această lume în care trăim a devenit organizată, este una pe care o înțelegi, este una pe care o respecti, este una pe care te bucuri că inima ta reușește să o înțeleagă. Și accentul acestei rugăciuni neîncetate se pune asupra trezviei inimii, adică trezirii puterii inimii, pe care nu doar călugării de la Muntele Athos, ci și orice practicant al rugăciunii inimii o înțelege la modul concret. Inima care este acest sălaș al inteligenței și înțelepciunii, se spune în carte. Rugăciunea de un singur cuvânt, rugăciunea lui Isus, este cea care, în definitiv, ar trebui să ne aducă în acest punct de deschidere a inimii și de senzație, trăire, sentiment de unire cu Dumnezeu. Iar pelerinul nostru rus reușește să ajungă acolo și împreună cu el, pe parcursul călătoriilor sale, și alți oameni pe care îi atinge cu învățături despre rugăciunea inimii. Mulțumim foarte mult, Andreea. În timp ce te ascultam, fac o scurtă completare și îmi place foarte mult lucrul acesta. Tot pomeneam noi la începutul interviului despre Muntele Tăcerea lui Kyriakos Markides și acolo se vorbește despre paza gândurilor. Deci iată cât de important este acest lucru. Dragii noștri, a fost alături de noi Andreea Tincea, senior editor Herald, coordonatorul colecției Spiritualitate Creștină, și am vorbit astăzi în cadrul acestui eveniment despre pelerinul rus, mărturisirea plină de har despre căutarea și practica rugăciunii inimii, cel mai iubit text clasic al spiritualității creștine despre rugăciunea lui Isus, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină. Așadar, noi vă invităm pe toți pe platforma gaudeamus.ro în cadrul târgului de carte Gaudeamus. Cum vă spuneam la începutul intervenției noastre, ține de pe data de 16 până pe 22 noiembrie. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Andreea, mulțumim din suflet. Sunt gazda noastră, Sorin Luca, și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!